Curaj îți trebuie pentru a tranzita pasajul pietonal de la Gara Buzău. Becurile slabe, mizeria și mirosul insuportabil îți lasă impresia că treptele de coborâre te duc direct către lumea a treia. Bucăți mari de tencuială pică din tavan, nici asfaltul nu se află într-o stare foarte bună, iar mirosul greu din pasajul de la gară îi fac pe mulți dintre cetățeni să ocolească această zonă în care nu s-a mai investit de ani de zile. Buzoienii obligați să tranziteze zona spun că o fac de nevoie. Tot ei au constatat că în zonă nu s-au mai făcut investiții de când s-a dat în folosință pasajul. Pică de multe ori, când plouă, aici e un dezastru. Trebuie să o iei, să o ocolești. Un copil singur, o femeie, să treacă singur pe aici? Nu, n-are nicio șansă. De câtă vreme tranzitați zona asta? De vreun an jumate. Și? S-a schimbat ceva? Nu, nimic. A rămas așa de când a fost făcut pasajul. Bani de zile care nu s-a mai investit nimica. Condițiile din pasaj, cum vi se pare? Groaznice. De ce? Păi miroase. Miroase urât. Ce să vă spun? Totul, uitați-vă, cade. Părere aveți despre condițiile de aici, despre miros, despre curățenie? E mizerie. Sunt momente când e mizerie. Din cauza oamenilor necivilizați, aurolacilor. În urmă cu 2 ani, primarul Constantin Toma a anunțat că a discutat cu reprezentanții regionalei CFR care dădeau asigurări că în scurt timp se vor face lucrări de reparații. Până la acest moment însă, nimeni nu a făcut nimic.